Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Care Ministerul Educației o propune pentru elevii nedisciplinați. Atenție, Ministerul Educației, după ce au izbucnit mai multe discuții controverse, a venit cu o precizare și a spus că, de fapt, că nu îi spune camere de detenție. Da, statutul e. Elevilor. Elevului. Dar nici n-a zis cum îi zice altfel. Camere de izolare sau cum? Da, camere de detenție. Este termenul preluat de la englezii au. Și da, americanii au sistemul lor școlar chestia asta. Deci, prevederea asta apare în noul statut al elevilor, care a fost pus în dezbatere publică și a provocat o reacție furioasă a părinților sau a reprezentanților părinților. De exemplu, unul dintre liderii Federației Părinților a declarat că, prin înființarea acestei camere de detenție, ministerul vrea revenirea la educația cu biciul și încalcă Constituția, deoarece dreptul copiilor la educație este un drept garantat în legea fundamentală. Interesant e că de partea cealaltă elevii par mai deschiși către propunere. Președinta Colegiului Elevilor a declarat pentru Adevărul și citez: se precizează că detenția are loc în timpul orelor de curs, mai exact în ora de la care elevul a fost dat afară. Practic, el rămâne în școală, se mută dintr-o clasă în alta și lucrează în continuare. Fișe de lucru, exerciții, citește, îi se dă ceva de făcut, ceva educativ. Se previne astfel absenteismul temporar. Și domnișoara explică în continuare: în momentul de față, dacă un elev deranjează ora, este dat afară din clasă și se pune absență, de cele mai multe ori elevul pleacă de la școală și nu se mai întoarce în acea zi, camera de detenție l-ar obliga să rămână în școală până la finalul orei respective, iar apoi să meargă la orele următoare pe care le are în program. Și am încheiat citatul și, poate nu întâmplător, în această dispută, profesorii, unii profesori spun că nu se poate face, că sistemul nu poate fi aplicat, că nu există spațiu în școli și că nu există cine să se ocupe de acești elevi. Ceea ce este un punct valid într-un anumit, până la un anumit punct. Da, desigur, dacă prima reacție nu se poate face, atunci e și greu să te apuci de făcut ceva. Știi? Permiteți. Da. Una peste alta, vă întreb, cu acest nume sau sub altul, deci camere de detenție, camere de studiu, mă rog, îi spunem cum vrem, spațiu special, credeți că o cameră de detenție pentru elevii nedisciplinați ar fi o idee bună, o idee proastă, aplicabilă sau nu? 0372069599. Deci un loc în care elevii nedisciplinați să fie trimiși atunci când deranjează ora, să fie duși acolo și sub supravegherea unui profesor sau altcuiva, un personal specializat, să facă ceva în ora respectivă, să nu fie lăsat să umble brambura în școală. 0372069599. Așteptăm opiniile voastre. Ca să punem puțin în context pentru cei care nu aveți copii la școală sau care aveți copii mai mari, să vă spun că în momentul de față, din punctul meu de vedere și din exemplul pe care îl am acasă, situația este complet scăpată sub control în privința disciplinei copiilor. Profesorii nu prea au pârghii, nu au cum să rezolve problema, adică e doar asta cu scăzutul notei la purtare, care până la urmă ce afectează? Că nu mai poți să faci liceu militar sau o chestie de genul ăsta, în rest nu sunt cine știe ce repercusiuni. Nu poți să pierzi anul, știu că pe vremuri pierdeai anul dacă aveai sub o anumită notă. A, bine, mă, nu vorbim acum de cazuri extreme, vorbim de cazuri, uite, de exemplu, Ștefan a fost genul ăsta de copil care n-a fost cu minte și poate ar fi prins bine o cameră de detenție când mai deranja ora să-l trimit acolo să se răcorească, știi? Pe mine mă trimiteau. Noi aveam cameră de detenție când eram eu copil. Aveai cameră? Serios? Nu, ne trimiteau la atelier sau la bibliotecă. Preferam la atelier. Trebuia să stai toată ora acolo. Dacă te duceai la bibliotecă, te nenorocei. Stăteai singur în bibliotecă cu cărția. Și n-aveai telefon mobil. Adică, știi? E, în ziua de azi, profesorii nu au ce să refacă. Pe noi ne mai punea în colțul clasei să stăm în genunchi, ceea ce era umilitor și nu se mai pune problema în ziua de azi. Le dădeau cu rigla la palmă, ceea ce nu se mai pune problema. Ok, sunt multe gesturi violente sau de bullying care nu mai pot fi aplicate în ziua de azi și e corect să fie așa, dar pe de altă parte trebuie să le oferi profesorilor și o pârghie prin care să îi corijeze pe copiii ăștia care fac năzbâtii în timpul orelor. Nu ai ce să le faci. La filmul la școală nu puteai. Asta că zicea că dacă îl dă afară din clasă, pleacă, da? La Ștefan la școală nu poți pleci din școală fără acordul părintelui. Nu mai poți să pleci. Cum nu te lasă vreun paza să treci. Și atunci, ok, nu poți să sară gardul? Ba,
Păi, complicat. Eu când chiuleam, nici eu nu ieșeam pe poarta principală pe lângă secretariat. Nu aveam nicio treabă. Noi aveam un gard pe care la un nici nu-l mai săream, adică avea un spațiu special de trecere. Sunt mult mai multe restricții acum, adică nu mai poți să pleci de capul tău. Exact. Chiar de capul tău. Nu mai poți să pleci și atunci nu puteam să plec, dar elevii plecau când chiuleau, care era problema. Păi da, dar nu oprea nimeni, paznicul nu era îndreptățit să te oprească pur și simplu. Corect. Serios. Acum trebuie să dai mail. Eu când chiuleam, plecam și eu pe lângă portar și pe lângă ăștia. Și eu la fel. Înțelegi? Până la un moment dat când s-a închis liceul, ce au dat inclusiv cu vaselină gardul ca să nu mai poți să te apuci să sari peste. Nu funcționa niciodată. Serios. Bine că l-au electrifiat. Eu am văzut, am făcut un reportaj la un liceu privat din București, în urmă cu mai mulți ani, și acolo mi-au arătat liceul, cum funcționa, nu știu, am interacționat cu elevii și m-au dus să-mi arate inclusiv această cameră de detenție, o cameră specială, era în afara școlii, adică în afara clădirii propriu-zise, în curtea școlii, și acolo erau trei amărâți, care nu știu ce făcuseră, erau cam bosunflați și erau sub supravegherea cuiva, nu știu dacă era profesor sau nu, și aveau treabă, adică le dădea să lucreze, descris. Da. Acum, e o metodă bună. Da, non-invazivă, acum, ca să fiu eu avocatul diavolului în această situație, dacă această cameră de detenție nu este bine organizată și este lăsată pe seama profesorilor care au câte o oră liberă în perioada respectivă, adică, știi, cine n-are treabă între ora 11 și 12. 1? Așa. Păi, proful de mate. Așa. Ai, proful de mate să fie el supraveghetor acolo. Ok. Proful de mate s-ar putea să aibă altă treabă în perioada respectivă. Poate vrea să colecteze lucrările propriilor lui elevi. Și atunci nu o să funcționeze cum trebuie. Trebuie angajat personal specializat. Adică oameni care se ocupe de asta. Bine. Există un program. 2. Ce împiedică un elev care e trimis odată la camera de detenție, după aceea îți descopere că asta e o sancțiune peste care poate trece, ba chiar îi convine să stea un pic singur, să nu-l bată nimeni la cap, să nu fie... Atent, să nu există vreun risc. Nu e chiar așa că să n-aibă vreun risc să fie scos la tablă și atunci te duci la camera de detenție, ești singur oricum, ești introvertit, fie chiar mai bine. Îl nenorociști dacă e telefonul. Dacă lași cu telefonul în camera de detenție, da. El nu va mai merge practic la ore. Va sta numai în camera de detenție. Dar dacă iei telefonul la intrarea în camera de detenție, l-ai nenorocit. 0372069599. Așteptăm opiniile voastre. Sunați-ne să vorbim despre ideea asta, dacă vi se pare bună sau proastă și cum ar putea fi aplicată. Sunt multe școli în care nu există niciun fel de spațiu liber. Să le pună liber. Container. Nu puteți să-i punem în celule, mă, nu să pe o groapă să trăiți. Hai să trecem peste problema asta tehnică, să zic așa. E crucială. Ideea în sine dacă e bună sau nu. Păi da, până la urmă găsești un spațiu, mă. Teoretic în orice școală, adică... Te duci în cancelarie. Da, trebuie să fie o bibliotecă, un atelier, ceva, cum aveam noi, că era o școală veche, adică... Păi la atelier se lucrează. Hai, telefon. Camera de detenție. Da, așa e o denumire. Așa e denumirea. Așa am spus, lumea înțelege. Da, nu e în spatele gratiilor sau ceva. Da. Este un loc în care elevii nedisciplinați, care sunt dați afară de la ore, ar trebui să fie totuși ținuți pe durata respectivă și puși, nu știu, să studieze, să facă exerciții, conspecte, habar n-am. Ne-a scris, printre alții, Ionela, care este profesoară la un liceu din centrul Bucureștiului. Spune, camera de detenție este un beneficiu pentru elevii care vor să învețe și care sunt deranjați de cei zurbagii. Există cel puțin o clasă la mine în liceu unde, din cauza a doi elevi, nu se poate face ora în condiții bune. Nota la purtare este contestată de părinți, ne spune Ionela. Nici o oră nu se poate face cum trebuie sau doar anumite ore? No, aici adică ar trebui discutat și de capacitatea profesorului de a face ore interesante astfel încât să țină elevii interesați. Da, dar aici deja intri într-o discuție mult mai amplă. Că sunt unii care sunt mai strict, mai... Da. Cel mai indicat loc pentru camera asta de detenție e biblioteca și obligat să citească un capitol, ceva și să vă conspecteze. Asta mi se pare cea mai grea. Cine să-l bagi în bibliotecă, da, să iei telefonul, să-l pui să facă un conspect? Dacă-l forțezi să citească și asociază cititul cu o pedeapsă, atunci n-ai făcut nimic. Practic nu o să citească toată viața, pentru că o să considere că cititul este un soi de sentință, de pedeapsă. Deci mie nu mi se pare ok. Genul de copii care ajung în camera asta oricum au oricum această perspectivă asupra cărții. Dar nu știu dacă mai există biblioteci în școli. De exemplu, la mine la școală, din câte știu, e un serviciu externalizat. E o bibliotecă în apropiere unde au copii și să-i duce acolo deja e o problemă. Trebuie să-i ducă și cu mașină de aia cu gratis. Neața, băieți! Eu zic că este o idee chiar foarte bună, nu bună, pentru că nu, în școala, în ziua de astăzi, chiar nu se mai pot face ore. Dacă
98% dintre copiii din clasa aceea vor să facă studii, vor să învețe, vor să fie atenți la oră. Și 2%, doi derbedei, sau eu știu cum să le zic, se găsesc ei să urce pe bănci, să jignească profesorii, să facă bullying, să facă nu știu ce în clasă, eu zic că e foarte corect. A, nu le convine părinților să-și țină acasă atunci sau să-i trimită la muncă pe șantier. Este o idee foarte bună. Acasă n-ai voie prin lege să-i educația ții. E drept constituțional și trebuie să-l trimiți prin lege la școală. Așa e. Bună dimineața, băieți, Marian din Elveția sunt. Păi, noi ne comparăm cu englezii, aia sunt sălbatici de mici. Normal că au camere de detenție. Păi ce să zic? Ne ducem copiii direct la pușcărie, noi nu mai ducem la școală. Asta ne mai trebuie. V-am salutat. Bine, Mariane. Liniștește-te, nu-i chiar așa. Florina, bună dimineața. Bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Te rog. Eu aș avea o părere și anume, ce spuneți dumneavoastră dacă se spune tot timpul în sarcina profesorului de a face sau a găsi soluții. Uh-huh. Dacă în camera de detenție pentru supraveghere ar fi că chemat părintele să stea cu el. Uh-huh. De la termici, o dată, de două ori, de trei ori, credeți că părinții ar lua atitudine ulterior? Eu vă spun din experiența mea. Dacă eu aș fi stat într-o astfel de cameră cu tata, eram premiant ulterior. Nu trebuia decât o oră atât. Da, mulțumesc. Mă, da. Mulțumim, Florina. Idee. Dar nu se mai pune problema, așa că nici în relația părinte-copil nu mai e aceeași situație. Punea tata problema de o rezolva. Lecrămiara. Dacă te ia de la birou și riști să fii dat afară, că tot pleci pentru o draslă, s-ar putea să pună altfel problema. Bună dimineața, Lecrămiara. Bună. Bună. Bună dimineața. Bună dimineața. Și eu sunt pentru această cameră de detenție dintr-un singur principiu, și anume, atâta vreme cât prin această cameră de detenție se aduce la cunoștință atât elevului cât și părintele că ceva nu este în regulă, poate așa se va schimba ceva în sistem și mai ales în educația de acasă. Această cameră de detenție, dacă a fost adoptată și de britanici, unde sunt serioși, toată lumea merge să facă acolo studii, este că nu sunt nici sălbatici și că funcționează, ar putea constitui un argument care să ne ajute și pe noi să ne orientăm puțin în direcția asta, în asta ce ziceți. Da, e un model, eu știu că este modelul anglosaxon. Nu știu dacă funcționează și în alte țări. Habar n-am dacă funcționează în Finlanda, ei cred că au o altă abordare. Asta v-am să întreb, sistemul ăla finlandez care funcționează, au o cameră de asta? Eu știu că au o altă abordare în privința elevilor problema. Adică se ocupă, alocă foarte multe resurse pentru integrarea lor. Da, și da. Cred că sunt mai... Adică nu sunt în zona punitivă, cât în zona, ok, are o problemă, înseamnă că trebuie să-l ajutăm. Cum facem asta? Hai să ne ocupăm direct de el. Și atunci este ajutat de profesori, el în mod special. Se organizează clase speciale pentru câte un singur elev sau ore speciale pentru câte un singur elev ca să-l ajute să recupereze întârzierile. E cu tot o altă abordare. Da, da, bine, întârzierea e altceva. Disciplina e una și faptul că nu ține pasul la materie e altceva. E vorba și de psihologi în școli. Unul dintre motivele pentru care ești disciplinat la oră este și că nu mai înțelegi, nu te interesează, nu simți că pierzi contactul cu ceilalți colegi în privința pregătirii și atunci, na. Sunt și cazuri, da. Sunt foarte multe. E foarte complexă situația, mai ales când sunt foarte mulți copii în clasă. Mariana, bună dimineața. Bună, Mariana. Bună dimineața. Bună. Eu aș pune o limită părinților, în primul rând, în relația cu școala, pentru că 90% dintre copiii care sunt cu probleme au o problemă de acasă. Și apoi părintele vine, intervine. Dar în ce sens au o problemă de acasă? Profesorul este dezarmat. Pot să vă spun că nu sunt de acord cu dumneavoastră și să vă argumentez. Eu cred că l-am educat bine pe fiul meu și am trecut foarte mult timp cu el și vorbesc cu el foarte mult. Și m-am preocupat și de mers la școală, dar așa e firea lui, pur și simplu nu am ce să-i fac. Cum și la mine, eu făceam, eram bufonul clasic, cum se spune, vorbeam în ore, râdeam, deranjeam orele, că îmi plăcea să fiu în centru atenției. Și acum faci la fel în emisiune. Și eram bine educat acasă, dar într-adevăr, perspectiva asta e, că mereu zice, a, ăsta nu are 7 ani de acasă, nu se ocupă nimeni de el. Dar mi-a mai venit o idee, totuși. Dacă în camera aia de detenție ar trebui să stea părinții? Pentru tot ce fac elevii. Eu m-aș băga dacă aș fi. În sfârșit, oră liberă de citit. Wow! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.